Salut! Azi fiind vineri, o să vă propun un mic joculeț care vă va da o temă de gândire pentru weekend. Sper eu, interesantă. Luați două foi de hârtie, puneți-le una lângă cealaltă, pe cea din stânga scrieți persoane pe care le vedeți cel mai des în decursul unei zile, medie, o zi normală, de la vecina de la 2, prietenul Vasile, realizatorul emisiunii X sau Y de la TV sau radio, bineînțeles că și aceștia, realizatorii emisiunilor TV sau radio, vă ocupă un anumit timp din zi, deci fac parte din lista de persoane pe care voi le vedeți sau le auziți foarte des. În partea dreaptă, scrieți în dreptul fiecăruia câte un atribut. Cum îl considerați? Enervant, distractiv, orice, un atribut, între 1 și 3 atribute de persoană. Acum luați cea de-a doua foaie, pe ea scrieți primele 10 persoane pe care le admirați voi. La acestea, ca și la prima listă, scrieți în partea dreaptă numărul, lista de atribute a fiecăruia, tot așa, între 1 și 3. La final, uitați-vă pe cele două liste, vedeți atributele din stânga, cât de apropiate sunt de atributele din dreapta. Atributele din stânga, de fapt, vă reprezintă pe voi în stadiul actual. Azi, voi cei de azi. Atributele din dreapta arată ceea ce vreți să fiți. Dacă diferența este foarte mare între atributele din stânga și cele din dreapta, înseamnă că aveți o problemă și trebuie să o rezolvați cât mai repede. Dacă sunt apropiate, sunteți pe drumul cel bun. Ele să coincidă total, sunt foarte slabe șanse. Așteptăm rezultatele voastre, dacă ați făcut testul în weekend și cum vi s-a părut. Mulțumim!